din nou, este ora 10 și e timpul pentru o nouă ediție Sănătatea la Kilogram. Bun găsit tuturor! Viață fără moarte, tinerețe fără bătrânețe, apă vie sau elixirul frumuseții veșnice. Oamenii caută rețeta de sute de ani. Medicii descoperă tratamente revoluționare, fac experimente și încearcă să oprească timpul în loc. Vorbim astăzi despre frumusețea pe muchie de cuțit. Să înceapă ediția! Ce înseamnă chirurgia plastică și de câți ani se practică acest lucru și în Republica Moldova? Avem un pacient cu nasul mușcat de sos la obeție. Deci acest pacient, când ne merește la specialist, este pacienta chirurgului plastician, care are menirea să-i restabilească forma anatomică și funcția nasului, respirația. Eu mă ocup cu cucuniță, care vine cu un nas lung și spune, domnule, eu vreau să mi-l scurtați. El fiind anatomic integral și funcțional. Deci chirurgia estetică rezolvă problemele la organele sănătoase și integre. Care sunt cele mai solicitate intervenții la noi în țară? Primul loc sunt operațiile de întinerire. Și asta sunt ridurile. Asta e liftingul facial, blefaroplastiile, adică chirurgia estetică a ochilor. Rinoplastie este o operație foarte răspândită. La moment, una din cele mai vehiculate teme în chirurgie estetică este augmentațiile mamare. Calitatea endoprotezelor mamare este de așa înalt nivel la ziua actuală că acest tip de operație pot și-l permite și doamnele care au copilaș, dar și tinerile care încă nu au copii. După ce nasc și trebuie să alăpteze, nu se produc careva complicații? Exact. Prezența endoprotezei mamare la pacienta dată nu este o contraindicație de a alăpta. Și dacă se le divizez pe vârste, atunci după 50 astea-s ridurile, la tineret astea-s rinoplastiile, otoplastiile, că otoplastiile se execută de la 7 ani în sus. Orice persoană își poate face o intervenție chirurgicală plastică sau sunt anumite categorii de persoane care le este contraindicat și au restricții? Contraindicații absolute sunt, din fericire, puține. Asta sunt 2-3 diagnosticuri. Eu pot să dau un singur exemplu, cum ar fi hemofilia sau diabetul zaharat la cifrele foarte înalte. Care sunt riscurile unei operații estetice și plastice? Că ieși în stradă și de acum te supui unui risc. Ne mai vorbim, duci la manicură și te supui unui risc. Ce să mai vorbim de o intervenție chirurgicală amplă, cum ar fi abdominoplastia. Din fericire, posibilitățile zilei de astăzi ne permit ca cu cunoștințele care le posedăm, cu soluțiile care sunt accesibile, să obținem o stare de lucruri absolut sterile. Există în Republica Moldova oameni care exagerează cu operațiile? Bineînțeles, asta e firesc uman. Apare o dependență careva, nu la toți, dar este un procent de vreo 5% din pacienții noastre, cam intră în raj la serviciile noastre și în continuare, sau, să zicem, nu alte tipuri de operație, dar insatisfacție de rezultat. E că aici încă, când ești de acord și vezi că, într-adevăr, a fost nu cu o greșeală, dar nu e chiar perfect rezultat. Și atunci faci o mică corecție care înțelegi că poți să-i oferi pacienții, dar când vezi că exigențele sau un pic este pacientă pornită pe fază, trebuie să ai îndrăzneala și capacitatea de a spune nu. Din clasa noastră politică a apelat cineva la serviciile dumneavoastră? Nu dăm nume, doar... Da, înțeles. Bineînțeles că da, dacă nu iei personal, păi rudele apropiate. Și... Tot mai des vedem că femeile apelează la acid hialuronic și botox. Da. Și este o obsesie. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest lucru? Agreați sau... Da. Acidul hialuronic este un filler, adică ceva care umple și întinde, cum ar fi ridul. Iar botoxul este un toxin care scoate din funcție mușchii mimici și ei nu provoc astea. Și manipulațiile astea injectabile într-o jumătate de an, îmi pare, e cam barosan pentru societatea noastră. La noi, în Republica Moldova, a fost vreun caz sau este vreun caz când pacienții vor să-și facă o operație plastică în zona intimă? Și care sunt aceste operații? Da, este, din punct de vedere pur estetic,